Capitolul 7. Vedenile lui Daniel În anul din al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis, În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea Cea Mare și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală -te și mănâncă multă carne. După aceea m am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintre coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu Duhul, și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tălcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă. Mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și asupra celui alt corn care ieșise și înaintea căruia căzuse rătrei, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele zece coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica zece împărații, Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori trei împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și îi se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului, sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Capitolul 8 În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână. Ci el făcea ce voia, și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la Apus, și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta, însă, avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne, și pe care îl văzusem stând în râu, și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui și a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele. Fără ca berbecele să-i se fi putut împotrivi, l-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare, și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul, însă, a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare s-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis, Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și, la apropierea lui, m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis, fi are minte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis, iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pe pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Capitolul 9 în anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, tu, care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile Tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndrădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii tăi prorocii care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept." iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine nouă tuturor oamenilor lui Iuda locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel fie ei aproape fie departe în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui, pe care ni le pusese înainte prin robii săi prorocii. Ci tot Israelul a călcat legea ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre care ne-au cârmuit și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi. Și noi n-am rugat pe Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul tău. De aceea, și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi. Căci Domnul, Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul lui. Și acum, Doamne, Dumnezeul nostru! Tu, care ai scos pe poporul tău din țara Egiptului, prin mâna ta cea puternică, și ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată îndurarea ta, abate mânia și urgia ta de la cetatea ta, Ierusalimul, de la muntele tău cel sfânt căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă, Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu! Căci numele tău este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru Muntele cel Sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă, în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie. Și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat asta de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, ai ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, Mesia, la cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit, prăpădul hotărât.